Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi vă explic de ce este bine să nu cădeți. Să nu picați cu motocicleta. De ce este bine să nu pici cu motocicleta și ce trebuie să faci în momentul în care ai picat cu o motocicletă. Numai puțin, că mă uit după un print pe aici, că vreau să-mi printez fața. De ce este bine să faci anumite lucruri în momentul în care pici cu motocicleta și ce trebuie să faci, mai exact, în momentul în care ai picat cu o motocicletă. Da, măi, dragi prieteni, și cum am zis eu mai devreme, măi, tanti, stai acolo, mă. Dacă, prin nefericire, prin urmare, prin ce vreți voi, Doamne ferește, picați sau aveți un mic sau mare accident, instinctul, pe moment, este să te ridici, brusc să te duci să-ți oprești motocicleta, pentru că motocicleta ta este pornită în momentul în care ai picat, iar instinctul, mă repet, pe moment, este să te duci la motocicletă, să o oprești și să te uiți dacă s-a stricat motocicleta. Dar tu uiți să te mai uiți la tine dacă te-ai stricat și tu. Pentru că în momentul în accident, hei, porumbeilor, Motorider știe că tu ești un nebun, un teribiliș, un Motorider. Și în momentul în care cazi, asta vei face. Pentru că așa se întâmplă, așa am pățit și eu, așa pățesc și alții. Iar uitându-mă în jurul meu, foarte mulți prieteni de-ai mei căzând în perioada asta, pur și simplu toți, aproape toți, au făcut aceeași greșeală. Nu au vrut ori să se ducă la spital, ori s-au ridicat foarte, foarte repede de jos, imediat după accident, și s-au dus către motocicletă sau s-au ridicat și și-au văzut ei de treaba lor. Greșeală pe care recunosc că am făcut-o și eu, iar eu sunt de părere că în momentul în care ai un accident, trebuie să rămâi acolo cel puțin 1-2 minute, pentru că în cazuri de genul ăsta, adrenalina, mă scuzați, mușc obraji în cască, încă nu s-a lăsat, mă cam doare capul, dar, mă repet, eu râd când vă povestesc chestii, chiar dacă sunt nasoale, eu sunt cu zâmbetul pe buze, pentru că așa trebuie să fii mai tot timpul. Revenind la povestea noastră, este bine să stai acolo 1-2 minute până trece adrenalina. De ce? În momentul în care ai un accident, adrenalina din corp crește foarte mult și nu îți mai dai seama de ce faci sau de cât de repede trece timpul sau ce se întâmplă în jurul tău. Depinde cât de mare ești, cât de mult ești afectat într-o astfel de întâmplare. Și atunci, recomandat este, dacă ești cu prieteni, să-i lași pe ei să vină la tine să vadă ce s-a întâmplat, dacă ești ok, pentru că tu poți să ai, de exemplu, un picior rupt sau o mână ruptă, sau poți să ai probabil o hemoragie internă, iar tu să nu-ți dai seama și să te ia puțin mai târziu ceva dureri la o chestie de genul. Mă refer la niște dureri insuportabile pe care, da, adrenalina aia de pe moment, cu adrenalina aia pe moment, nu simți. Pentru că e adrenalina aia, nu simți. Trebuie să înțelegem că dacă vrem viteză, trebuie să mergem pe circuit, nu este scump, iar pentru voi, dacă vreți să vă spun și lucrul ăsta, pentru că este o chestie normală și mi se pare normal să o spun și e adevărată, nici pe circuit nu ești sigur. De ce? Pentru că și pe circuit poate să-ți fugă roata, având motociclete de stradă, neavând echipamentul necesar pe motocicletă, ca și anvelope sau sisteme pentru circuit, cu o motocicletă normală poți să pici mult mai ușor decât cu una de circuit. În schimb, dacă vrei să te dai tare, du-te, tati, la circuit, ia-ți motocicletă de circuit sau închiriază una pentru echipele de circuit, asta fac, și o să fac un videoclip în viitor despre cum să te înscrii sau cum să te faci pilot de curse. Dacă vrei să faci lucrul ăsta, spune-mi în comentarii, iar Motorider o să-ți povestească cum e treaba cu cursele. Câți bani trebuie să dai, dacă îți trebuie motocicletă sau dacă poți să o închiriezi, în ce condiții poți să închiriezi o motocicletă și așa mai departe. Dacă vreți, putem să stăm de vorbă și cu câțiva oameni care au concurat și concurează în continuare pe circuitul de la Adâncata.
țigara în mână, telefonul în mână, n-ai nicio treabă. Doamne ferește, așa ceva, dar am văzut eu așa ceva. Măi, mă, mică, mă, unde trăim, mă? Așa că dacă vrei să-ți povestesc lucruri de genul, lasă acolo în comentarii un mic semn că vrei să fac lucrul ăsta și să vă povestesc despre tot ce înseamnă a fi pilot pe circuit. Ne întoarcem din nou la povestea noastră și vă spun povestea pe care eu am avut-o în momentul în care am picat cu motocicleta. Ei bine, în momentul în care am picat cu motocicleta, instinctul meu a fost să mă ridic repede, să mă duc la motocicletă. De ce? Nu știu. Din frică că putea să vină cineva să mă vadă, din rușine, din... Deci se întâmplă foarte multe. Inclusiv chestia asta cu căzătura, da, poți să o iei și ca pe o rușine, că vai, Doamne, am picat, o să mă fac de râs pentru cine mă vede. Nu, nu te faci de râs, orice motociclist pică în viața asta, orice motociclist are un declin în care poate să, nu știu, în care pică, în care cade, în care ceva se întâmplă și este un lucru normal să cazi cu motocicleta. Nu spuneți voi că voi știți să mergeți pe bicicletă și n-ați căzut niciodată pe bicicleta aia. Este un lucru normal. În momentul de față nu cred că mai este cineva să pice cu motocicleta și cu motocicleta, cu bicicleta și să râdă de el. De ce? Pentru că a devenit un lucru normal. Ca orice lucru care se întâmplă de foarte multe ori, devine un lucru normal. Ține minte lucrul ăsta. În momentul în care ai picat, nu te grăbi să te ridici, să te duci în altă parte. Stai acolo și vezi dacă ai toate lucrurile în regulă. Și o mică durere după o căzătură îți poate indica un lucru grav. Și de asta este bine chiar dacă te doare, nu știu, să zic, de exemplu, foarte puțin spatele după ce ai căzut cu motocicleta și ți se pare un lucru normal. Să știi că adrenalina aia face prezența în corp, poate chiar și ore. Iar după ore să te dezmorțești și să-ți dai seama cât de nasoală este durerea de fapt. Și de-aia este bine, chiar dacă tu ai niște lucruri minore și ți se par niște lucruri minore pe moment, este bine să te duci totuși cu ambulanța dacă se solicită din partea ambulanței să te ia la niște verificări. Nu te ia la verificări să vadă dacă ești legal sau așa mai departe, dar te ia la niște verificări să vadă că totul este în regulă cu tine și că n-ai nebunit în momentul în care ai picat cu motocicleta. Să dai cu bostanul de asfalt și să crezi că ești Zoia Ceaușescu sau să vrei să ții cerul în mâini. Da, să stai așa cu cerul deasupra capului ca să nu pice pe tine. Doamne ferește să păzești lucruri de gen. Așa că dacă ești un nebun, un teribiliș, un motorider, dacă pici pe asfalt, nu te ridica. Stai acolo. Că stai bine și nu stai pe mărăcine. Dacă ai echipament și tot ce trebuie, o să vezi că durerea se simplifică. Nu o să te mai doară. Am făcut un videoclipul trecut despre tot ce înseamnă echipament și de ce este bine să ai echipamentul pe tine în momentul în care mergi cu motocicleta, indiferent unde ai merge tu. Aruncă o geană și pe acel videoclip ca să vezi de ce este bine să porți naibii echipamentul ăla. Chiar dacă te duci până la magazin 100 de metri, da, sau chiar dacă împingi de motocicletă pe lângă ea, pentru că poate să-ți pice picior. Chiar și dacă cineva intră în tine și nu ai picat cu motocicleta, deși te-ai lovit, orice lovitură pe motocicletă creează o adrenalină, iar orice adrenalină creează un sentiment fals, că nu simți nimic, că nu te doare și tot felul de lucruri de genul. M-a salutat! Mergi tu tare cu Audi-ul la cămașă, ai ajuns departe. Vine ploaia. Ale, București. Băi, ești nebun? Așa că dacă cumva ai picat și îți aduci aminte de motorider, nu uita să faci ce ți-am spus sau să fii atent la ce ți-am spus, să nu te ridici foarte repede pentru că nu-ți dai seama ce se întâmplă cu tine. M-am repetat de 100 de ori, dar asta nu contează. Mulțumesc că te-ai uitat și la acest episod, uită-te și la videoclipul trecut pentru că acolo am vorbit despre echipamente și de ce este bine să porți un echipament, dar pentru că benzina mi s-a terminat, iar... Nu? Mi s-a terminat? Da. Mulțumesc tuturor că v-ați uitat până la sfârșit, mulțumesc ție urmăritorule, mulțumesc tuturor membrilor și celor care s-au abonat la canalul meu, nu uita să fii și tu un motorider de pe www.motoridershop.ro, iar pentru că benzina aproape ni s-a terminat, trebuie să o tulim pe aici mai repede, pam 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 hop, pam 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 hop, pam pam pam. Nu pe aici se trece strada. Iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine. Pa!